Bună ziua! Vă mulțumesc că ați venit! Azi, împreună cu colegii mei, Marcel Spătar și Dan Perciun, dorim să facem un anunț important și să oferim niște clarificări legate de proiectul de creștere a pensiei minime. Guvernul are definitivat proiectul de creștere a pensiei minime. În această săptămână vom adopta hotărârile de guvern și proiectele de lege care sunt necesare pentru a susține această creștere. Este vorba despre cea mai mare creștere de pensii din istoria țării. Vă dau câteva detalii ce se va întâmpla conform acestui proiect, după care îi voi oferi cuvântul domnului Spătar pentru clarificări tehnice și domnului Dan Perciun pentru explicarea contextului politic. Deci, conform acestui proiect pe care l-am pregătit, toți cei cu stagiu de muncă complet, de la 1 octombrie, vor primi pensie de cel puțin 2.000 de lei. Este vorba despre 183.000 de pensionari cu stagiu complet de cotizare, care primeau mai puțin de 2.000 de lei pe lună, acum ei vor primi 2.000 de lei pe lună pensie. Creșterea pensiei pentru acești oameni care au stagiu complet de cotizare, care vor beneficia de creșterea pensiei minime, reprezintă în medie 366 de lei. De asemenea, această creștere, cea mai mare creștere din istoria țării, va afecta pozitiv și cei care au stagiu incomplet de cotizare. Și ei vor beneficia de o creștere semnificativă a pensiei și această creștere medie va fi de 398 de lei. Aceste creșteri de pensii vin de asemenea în același timp cu indexarea pensiei și de la 1 octombrie toate pensiile urmează a fi indexate cu 3,86%. În afară de aceasta vor crește și plățile sociale pentru categorii de oameni pentru care primesc alocații sociale care sunt corelate cu pensia minimă. Și astfel 84.000 de beneficiari de alocații sociale vor beneficia de o creștere a alocației în medie cu 450 de lei. Și acum îl rog pe Ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Marcel Spătar, să prezinte câteva detalii tehnice despre aceste proiecte. Mulțumesc, doamna prim-ministru. Bună ziua! În primul rând, măsurile pe pensii au fost luate în baza câteva principii fundamentale. În primul rând, beneficiarii acestor măsuri trebuie să fie pensionarii cei mai vulnerabili, cu cele mai mici pensii. În al doilea rând, trebuie să avem în vedere principiul echității și pe termen lung, echitatea va fi restabilită, veți vedea cum va funcționa mecanismul și, de asemenea, trebuie să menținem stabilitatea financiară a sistemului de securitate socială pe termen lung. Măsura privind creșterea pensiei minime până la 2.000 de lei este aplicată prin mecanismul suplimentului de solidaritate, care va fi acordat tuturor pensionarilor care au pensia calculată sub pensia minimă în raport cu stagiul lor de cotizare. Așa cum a spus doamna prim-ministru, pentru pensionarii cu stagiul complet de cotizare, pensia minimă în plată va fi 2.000 de lei dacă pensia lor calculată este sub 2.000 de lei, iar pentru pensionarii cu stagiul incomplet de cotizare, pensia minimă va fi în raport cu stagiul de cotizare realizat, de exemplu o persoană care are un stagiu de cotizare de 90% în raport cu stagiul complet de cotizare, va primi respectiv 90% din pensia minimă în cazul în care pensia calculată este inferioară acestui cuantum. Vreau să precizez că astfel funcționează mecanismul și astăzi. Pensia minimă astăzi este 1188 de lei și 5 bani și ea va fi crescută la 2000 de lei. Diferența dintre pensia calculată a unei persoane și pensia minimă, în cazul în care pensia calculată este sub pensia minimă, va fi plătită din bugetul de stat sub forma unui supliment de solidaritate, care în timp va scădea odată cu creșterea
pensie calculată a persoanei, pentru că în fiecare an pensia calculată va fi indexată după regula generală, iar pensia minimă va fi indexată în baza inflației, pentru a menține puterea de cumpărare a pensiei minime. De ce s-au luat aceste măsuri? Pentru că 70% din toți beneficiarii de pensie pentru limită de vârstă astăzi au venituri sub minimul de existență, calculat de Biroul Național de Statistică. Este o mare nedreptate față de acești oameni. Iar în rezultatul creșterii pensiei minime, 428.000 de oameni vor beneficia direct și indirect de această creștere. Începând cu 1 octombrie, 308.000 de beneficiari de pensie minimă de vârstă vor avea pensiile lor crescute ca urmare a măsurii. Pentru 240.000 de beneficiari, pensia va crește cu cel puțin 200 de lei, iar pentru 198.000 de beneficiari, pensia minimă va crește cu cel puțin 300 de lei. De asemenea, vor crește și pensiile minime de dizabilitate, care sunt astăzi calculate în baza pensiei minime. Pentru pensia minimă pentru dizabilitate medie, pensia minimă va fi 1.000 de lei. 10.000 de beneficiari vor primi în medie câte 250 de lei în plus la pensia de dizabilitate. Pentru persoanele cu pensia de dizabilitate, pentru dizabilitate accentuată, pensia minimă respectivă va fi 1.400 de lei, 22.000 de beneficiari vor primi în medie câte 370 de lei, iar în cazul dizabilității severe, pensia minimă respectivă va fi 1.500 de lei și 2.816 beneficiari vor primi în medie câte 360 de lei în plus la pensiile de dizabilitate. În total, 35.000 de beneficiari de pensii de dizabilitate vor vedea pensiile lor crescute ca urmare a creșterii pensiei minime. De asemenea, 84.000 de beneficiari de alocații sociale vor avea o creștere a alocațiilor care sunt calculate în baza pensiei minime. În medie, aceste alocații vor crește cu 450 de lei. În total, costul acestei măsuri pentru anul 2021 este estimat la 512 milioane de lei, iar pentru anul viitor, 2,1 miliarde de lei. Finanțarea, așa cum am explicat, va fi din bugetul de stat. Mulțumesc! Bună ziua tuturor! În calitate de președinte a Comisiei Parlamentare Muncă, Protecție Socială, Familie și Sănătate, am făcut parte din grupul de lucru care a lucrat la această măsură. Suntem astăzi în pragul celei mai mari și importante reforme în domeniul pensiilor din ultimii ani. După cum au menționat și colegii, sunt 427.000 de oameni care vor beneficia de majorări de pensii, alocații, începând cu 1 octombrie 2021. Și ăsta este un rezultat important, care sperăm noi că va contribui, și suntem siguri, va contribui la bunăstarea cetățenilor noștri. Am început cu această măsură pentru că reducerea sărăciei este o prioritate și a fost întotdeauna o prioritate pentru PAS. Iar, din păcate, în țara noastră, cei mai săraci sunt, de regulă, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități. Iar majorarea pensiei minime va aduce creșteri semnificative a veniturilor acestora, după cum am zis și anterior, de aproape 400 de lei în mediu pentru beneficiarii de pensii și mai mult chiar pentru beneficiarii de alocații. Bună oară! Astăzi cineva care are o dizabilitate din copilărie, are o alocație și are o dizabilitate severă, are o alocație de aproximativ 900 de lei. După aceste majorări va beneficia de o alocație de peste 1.500 de lei, deci o creștere de peste 600 de lei. Credem noi că asemenea măsuri sunt necesare și ele trebuie să continue și ceea ce se întâmplă de la 1 octombrie este un prim pas. El urmează să fie consolidat, avansat și vor urma și alte noutăți bune pentru pensionari în anul 2022. Noi am făcut mai multe angajamente, inclusiv care țin de distribuirea creșterii economice în favoarea pensionarilor,
Respectiv, toate aceste angajamente vor fi onorate. Eu fac un apel către celelalte partide din Parlamentul Republicii Moldova să susțină aceste măsuri, pentru că nu cred că este cineva care nu înțelege că starea lucrurilor astăzi pentru pensionari în țara noastră, pentru persoanele cu dizabilități, este dezastroasă și este necesară o intervenție imediată. Vreau să sper că aceste măsuri vor fi adoptate în Parlamentul Republicii Moldova cu 100 de voturi, dar urmează să vedem cum vor reacționa colegii noștri săptămâna aceasta și săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Oksana Bodnar, Canal 5. Totuși, precizarea despre acoperire financiară a acestui proiect. Ați spus că sunt bani în buget. Totuși, vor trebui să fie anumite rectificări făcute în Parlament și dacă cumva va fi necesară și anumită sumă din banii care au venit din Fondul Monetar Internațional. Opoziția a vorbit că vor fi folosiți și acești bani pentru acoperire financiară. Vă mulțumesc. După cum am spus, este cea mai mare creștere de pensii în istoria țării, care ne va costa în acest an 512 milioane de lei și în 2022 2,1 miliarde de lei. Acești bani vor fi acoperiți din bugetul de stat, din veniturile la bugetul de stat. Anul acesta veniturile au crescut, suntem în plin proces de rectificare a bugetului pentru anul 2021 și elaborarea bugetului pentru anul 2022. Sunt resursele interne ale statului care vor fi prioritizate în așa fel ca să acopere cheltuielile pentru creșterea semnificativă a pensiilor. Trebuie să spun că pentru anii următori ne așteptăm în continuare la creșterea veniturilor la bugetul de stat, care să vină din eforturile Guvernului de combatere a corupției și de eliminare a schemelor. De asemenea, politicile noastre de creștere economică cu siguranță se vor traduce în venituri mai mari la buget, care va permite sustenabilitatea acestor modificări și noi vești bune pentru pensionari și în viitor. Și totuși vreau să precizez, pentru cei care nu au suficient stadiu de cotizare, pensie minimă cât va fi, în mediu sau chiar minimă? Adică pensie minimă care va fi în țara noastră după aprobarea acestui proiect? Pentru cei care nu au stadiu complet de cotizare, pensia minimă respectivă pentru fiecare persoană va fi proporțional cu stadiul de cotizare realizat. De exemplu, dacă o persoană a realizat 80% din stadiul de cotizare complet legal, această persoană va beneficia, se va califica pentru o pensie minimă de 1.600 de lei. Dacă pensia calculată acestei persoane este sub 1.600 de lei, diferența dintre pensia calculată și 1.600 de lei va fi acoperită prin suplimentul de solidaritate din bugetul de stat, astfel încât acea persoană să obțină 1.600 de lei. Avem foarte multe cazuri diferite. Stadiul minim de cotizare pentru a beneficia de pensia pentru limita de vârstă este de 15 ani, deci toate persoanele între 15 ani și stadiul complet de cotizare vor beneficia de pensia minimă raportată la stadiul de cotizare realizat. Și creșterea medie pentru această categorie de persoană va fi de 398 de lei, medie. Vom avea scenarii diferite, vor fi beneficiari care vor avea mai mult de 400 de lei, vor fi beneficiari care vor avea în jur de 200 de lei, 300 de lei. Mm. Și, doamnă premier, am o întrebare la alt subiect, vă rog dacă puteți să ne confirmați, pe canalele de Telegram ale presii din regiunea transnistreană, da, două secunde. Eu respect întrebarea dumneavoastră, însă noi am anunțat, este un subiect foarte complex, foarte important pentru oameni, de aceea ca să nu deraiem subiectul și să nu deraiem știrile despre această importantă majorare de pensii, nu vom răspunde azi la întrebări care nu țin de creșterea pensiilor. Vă mulțumesc foarte mult. Și totuși, doamna Gavriliță, cer scuze, dar o să insist, Daniela Andreev de la ProTV sunt. Este un subiect la fel de actual astăzi, expulzarea profesorilor turci. Astăzi se împlinesc 3 ani de când au avut loc acele evenimente. Promolex a venit cu niște solicitări în adresa Guvernului, mai exact să veniți totuși cu mai multe detalii despre acele cazuri care s-au întâmplat și să fie desecretizat dosarul. O să vă răspundem prin intermediul serviciului de presă. Încă o dată, repet, acest
Această conferință de presă este despre subiectul creșterii pensiilor. Vă răspundem la toate întrebările exhaustiv legate de acest subiect. Încă o dată, repet, noi vrem să fie foarte clar pentru cetățeni care sunt planurile. Ei toți așteaptă această majorare de pensii și de aceea nu deraiem această conferință de presă pe alte subiecte. O să vă răspundem chiar astăzi prin intermediul serviciului de presă. Vă mulțumesc! Eduard, mă cer că agenția Sputnik. Doamna Gavriliță, spuneți-ne, v-am întrebat și data trecută referitor la acest angajament al Guvernului de a majora pensiile. Ați spus că vorbim de 500 de milioane pentru jumătatea anului acesta și 2,1 miliarde pentru anul viitor. Vreau să vă întreb dacă acest proiect comportă anumite riscuri pentru buget, pentru anii următori. Va crește sau nu presiunea asupra bugetului, implicit ar putea să se majoreze și deficitul bugetar? Și dacă aceste majorări de pensii sunt cumva coordonate cu Fondul Monetar Internațional, cunoaștem că FMI este mai prudent, mai rezervat față de anumite creșteri salariale sau de pensii. Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Noi am făcut calcule pe termen lung. Ne-am gândit cum această majorare va afecta sustenabilitatea pe 50-100 de ani a sistemului de pensionare. De aceea ne-am gândit și la mecanismul, cum el va fi implementat, anume de aceea, de exemplu, avem această diferență acoperită din bugetul de stat printr-un supliment de solidaritate și avem pensia calculată, care va continua să fie calculată pentru fiecare cetățean în parte, astfel ca cu timpul suplimentul de solidaritate să scadă și toate persoanele să beneficieze de pensii majorate în cadrul sistemului de pensii. Din nou, am făcut calculele pentru 2021-2022 și anii care urmează. Noi prognozăm că politicile noastre de combatere a corupției, de stimulare a creșterii economice vor duce la creșterea bugetului, care ne va permite nu doar să menținem sustenabilitatea acestei măsuri, dar și să venim cu măsuri adiționale în viitor. Deficitul bugetar va crește în cazul în care... Deci, încă o dată, repet, deci, statul cheltuie anual 10 de miliarde de lei. Da? De exemplu, în bugetul pentru anul acesta, cheltuielile sunt vreo 80 de miliarde de lei. Avem și venituri pe care le calculăm cu o prognoză de 3 ani înainte. Cu siguranță în buget există aceste resurse. Întrebarea este care este prioritatea guvernului, unde orientează guvernul prioritar cheltuielile sale. Noi credem că acești oameni, din cauza vulnerabilității lor, merită să fie luați în considerație în primul rând atunci când se face distribuția cheltuielilor din buget. Deci, oricare ar fi prognoza bugetară pe viitor, da? Noi putem să creștem deficitul dacă avem finanțare pentru creșterea deficitului, inclusiv pentru proiecte economice, pentru proiecte de investiții, așa cum facem dacă luăm asistență din partea partenerilor internaționali. În mod prioritar le orientăm spre investiții și creșterea economică de viitor. Deci, aceste resurse există și există pe ani înainte, atâta timp cât guvernul prioritizează soarta oamenilor vulnerabili. Da, v-am întrebat și cu unii poziția Fondului Monetar vis-a-vis de aceste creșteri. Am consultat în regim de lucru, inclusiv cu partenerii noștri internaționali, această creștere. Noi, evident că am făcut o promisiune electorală, suntem un stat suveran, deci noi decidem cum deci orientăm resursele statului. Ne-au ajutat inclusiv cu anumite sfaturi, calcule, deci noi am lucrat în regim de lucru, dacă vreți, astfel ca să putem face acest pas. Evident că trebuie să discutăm în continuare cu ei în contextul
bugetului, rectificării bugetului pentru anul 2021 și bugetul pentru anul 2022. Dacă pot să adaug, în privința sustenabilității financiare a sistemului, astfel, așa cum am spus, acest mecanism a fost gândit pentru a fi amortizat și absorbit pe termen lung, tocmai pentru că suplimentul de solidaritate se acordă în baza pensiei calculate, care va continua să crească în regulă generală. Va fi indexată la fel ca și celelalte pensii. Vreau să menționez că odată cu creșterea pensiei minime, noi indexăm de asemenea și toate celelalte pensii cu 3,86% și pensiile vor continua să fie indexate. Respectiv, pensia calculată a beneficiarilor de pensie minimă, la un moment dat, va depăși pensia minimă și ei vor ieși din această schemă. Astfel, pe termen lung, nu există un risc major pentru sistemul de pensii, pentru sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii. Anume, în această cheie a fost gândit mecanismul de implementare a pensiei minime astăzi. Și acest lucru este consultat cu partenerii de dezvoltare și se fac proiecții pe termen lung care să demonstreze aceste asumții. De asemenea, vreau să vă spun că beneficiarii de pensii mărite sunt persoanele cu venituri mici care consumă preponderent produse din Republica Moldova, produse și servicii locale. Asta înseamnă că acești bani vor merge în consumul oamenilor și vor stimula cererea și vor stimula creșterea economică. Și ne așteptăm ca pe termen mediu acești bani să se întoarcă în buget din creșterea economică. Anterior, doamna Gavriliță, ați făcut o declarație într-o emisiune sugerând că ați putea reveni la majorarea vârstei de pensionare. Vrem să ne spuneți dacă analizați o astfel de opțiune. Suntem în proces de analizare a mai multor opțiuni în ceea ce privește vârsta de pensionare sau pensionarea la un anumit stadiu de cotizare. Am mai spus în alte emisiuni, eu cred că noi trebuie să depolitizăm subiectul vârstei de pensionare și trebuie să ne concentrăm pe stadiul de cotizare, cât a cotizat persoana și când se poate pensiona în funcție de cât a cotizat. Sunt și persoane care, în general, n-au cotizat. Deci sunt categorii de persoane care nu sunt în sistem de pensii. Ei n-au lucrat, au avut, poate au lucrat la privat, nu s-au înregistrat la Casa Națională. Dar vă pot ruga la microfon pentru că apoi nu se aude întrebarea persoane, și cetățenii nu știu la ce întrebare răspunde. Cu persoanele acestea, cum rămâne, care nu sunt în evidență, ei nu au lucrat la stat, au lucrat la privat, nu au nicio evidență, cu ei ce se vor întâmpla? O secundă și apoi vă ofer pentru detalii tehnice. În primul rând vreau să mă folosesc de felul în care ați formulat întrebarea, ați spus că au existat oameni care au lucrat în sectorul privat și nu au cotizat. Noi încurajăm toată lumea să se gândească cât sunt tineri la viitorul lor atunci când vor ajunge la vârsta de pensionare. Aceste salarii implic, de fapt, duc la pensii mici, duc la faptul că o persoană se poate pensiona după ce a lucrat ani și ani buni și să nu aibă stadiu de cotizare. De aceea, noi inclusiv vom implementa politici de combatere a salariului implic și a salariului neoficial și ne pare rău că guvernările precedente nu au făcut-o eficient și astfel avem oameni care au muncit, dar nu au stadiu de cotizare. Însă și aceste persoane vor primi o creștere semnificativă a indemnizație și aici îl vor ruga pe domnul Spătar să ne dea detalii. Deci persoanele care nu au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani se califică pentru alocații sociale și aceste alocații vor crește corespunzător cu creșterea pensiei minime. Peste 71.000 de oameni vor beneficia de creșterea alocațiilor sociale drept rezultat al creșterii pensiei minime. Deci, ca să reformulez, acele persoane care nu se califică pentru pensia, pentru limita de vârstă, beneficiază de alocații sociale, care ele sunt legate de pensia minimă. Sunt în raport cu calculate în baza pensiei minime. Deci și ei vor beneficia în medie de o creștere de în jur de 450 de lei, în medie. Svetlana Gore, TVR Moldova.
Domnule ministru, voiam să vă întreb dacă tot v-ați referit la această schemă și spuneți că pe termen lung urmează ca toate persoanele din Republica Moldova să aibă o alocație, o pensie minimă de mai mult de 2000 de lei. Pe când preconizați să ieșim din această sumă, să depășim această sumă, tot vă refereați că în timp vom atinge acest nivel. Dacă ne puteți face o estimare. Mulțumesc. Vreau să eu să fac o precizare pentru început. Toți beneficiarii de pensie, începând cu 1 octombrie, vor beneficia de pensia minimă pe care o merită în raport cu stagiul de cotizare realizat. Dacă este să ne referim la suma de 2000 de lei, atunci pensionarii care au pensia calculată aproape de 2000 de lei, în foarte scurt timp vor depăși bariera de pensie minimă și vor intra pe regula generală, iar pensionarii care acum vor beneficia de o creștere semnificativă a pensiei, ca urmare a diferenței mari dintre pensia lor calculată și pensia minimă, de exemplu, vom avea persoane care astăzi cu stagiul complet de cotizare au 1400 de lei și aceste persoane vor beneficia de 2000 de lei. O creștere de 600 de lei este semnificativă, este o creștere care se va menține în timp, însă aceste persoane vor avea o creștere a pensiei minime indexată doar cu inflația pentru a menține puterea de cumpărare și vor ieși în timp mai târziu decât persoanele care astăzi au 1900 sau 1950 de lei, vor ieși din această schemă de suport de solidaritate. Deci, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, depinde de fiecare caz în parte. Vor fi persoane care vor ieși foarte repede, într-un an, doi, din această schemă, vor fi persoane... Cred că din acest suport de solidaritate. Din acest suport de solidaritate, da? Și vor fi persoane care vor beneficia de pensia minimă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Dacă îmi permiteți, fac și eu o precizare. Pur și simplu ca să lămurim anumite lucruri. Deci toată lumea înțelege că pensia depinde în linii generale de două lucruri. De stagiul de cotizare, câți ani cineva a muncit și cât a plătit în fondul de asigurări sociale. Noi, cu această reformă, am pornit la următoarea premisă. Că un om care a muncit un stagiu complet și a cotizat, dar din vari motive care n-au depins de el, s-a pensionat cu o pensie mai mică decât minimul de existență, mai mic decât 2000 de lei, merită din partea statului Republica Moldova un supliment care să-l aducă la acest nivel. Respectiv, persoanele care nu au acest stagiu de plin, pentru că în virtutea anumitor circumstanțe, nu au cotizat anii necesari, vor beneficia de o pensie care este raportată la stagiul realizat de către ei. În același timp, statul, pe lângă sistemul de asigurări sociale, care este un sistem în care noi plătim pentru ca ulterior să beneficiem, are și un sistem de asistență socială, care intervine atunci când persoana rămâne a fi în sărăcie, chiar și după ce îi se achită pensia în baza contribuțiilor pe care le-a avut. Respectiv, pentru aceste persoane, instrumentul este ajutorul social, la care noi urmează să revenim, să-l perfecționăm, să îl direcționăm prioritar către cei care nu mai pot munci, în cazul de față, inclusiv pensionarii. De asta, dacă vom avea pensionari cu pensii insuficiente, vom interveni în așa fel încât prin ajutorul social, oricum să le garantăm acel nivel de viață minim pe care îl merită. Doar că trebuie să înțelegem că inclusiv ajutorul social este un instrument care verifică în ce măsură faptul că o persoană nu a muncit stagiul complet de cotizare se datorează deciziei la moment dat de a pleca peste hotare, a acumula niște venituri și după care a reveni, sau se datorează anumitor altor circumstanțe care la pensionare efectiv îl lasă fără alte soluții de supraviețuire. Și atunci vine ajutorul social și îl ajută suplimentar. Deci, cumva, lucrurile trebuie privite așa în ansamblu, pornind la toate mecanismele pe care le are statul pentru a asigura protecția socială efectivă și eficientă a cetățenilor. Vreau să vă mai întreb cum coroborați, să spunem așa, această măsură de creștere a pensiei cu inflația, cu puterea de cumpărare a cetățenilor. Pentru că am avut în ultima perioadă creștere
la anumite prețuri la produse, la ulei, materiale de construcții și alte componente. Și iată, vine această majorare a pensii. Cum o vedeți? Ea va fi absorbită de inflație sau cum? Mecanismul prin care oamenii sunt compensați pentru creșterea pensii, pentru creșterea prețurilor, este mecanismul de indexare. Anume, de aceea, toate pensiile vor fi indexate la nivelul de creștere a prețurilor și toți beneficiarii de pensii vor primi o indexare de 3,89% pentru a compensa pentru creșterea prețurilor. Creșterea pensiei minime este mult mai semnificativă și în termeni absoluți și procentuali decât impactul acestor creșteri și este o creștere reală a pensiilor. Vă mulțumim foarte mult! La revedere! La revedere!